Long live the Creative Monkeys! Salutare și bun venit la un nou tutorial pe creativemonkeys.com. Sunt Codin și în minutele următoare sau zecile de minute următoare o să învățăm cum să facem o planetă sau mai multe planete și o scenă spațială, deci din spațiu, da, cu stele, frumos. Bun, pentru început, ca să putem să facem o planetă cât de cât credibilă, da, realistică-ish, avem nevoie de o textură foarte bună și pentru asta o să facem un fișier nou la 4000 pe 4000 de pixeli, la 72 de pixeli pe inch, ok? Pătrată, da? Important să fie pătrată. Voi puteți să lucrați la o rezoluție mai mică, de genul 2000 pe 2000 sau 3000 pe 3000 dacă aveți un calculator ceva mai slab, sau mai mare, până în 9999, da? Bun, și vom încerca să compunem o textură din mai multe imagini. Având în vedere că e vorba de o planetă și vrem să realizăm în cele din urmă o planetă, vom folosi imagini din satelit, da? De genul acestor imagini, okay, pe care le puteți vedea aici. Awesome images. Genul ăsta de imagini sunt obținute foarte ușor de pe genul ăsta de site-uri. Da? Este vorba despre NASA Visible Earth. Dacă scrieți în Google NASA Visible Earth, o să vă ducă la acest site unde puteți vedea imagini chiar pe colecții și categorii luate de către sateliții NASA de-a lungul timpului, de unde intrați și vă selectați genul de imagini care credeți că s-ar potrivi cu planeta pe care vreți să o faceți. Adică dacă aveți nevoie să creați sau vreți să creați o planetă albastră, da, cu multă vegetație and such, căutați imagini verziș, cu apă, cu așa mai departe. Dacă vreți o planetă vulcanică, atunci căutați, nu știu, genul ăsta de imagini, da, deșertice, ok? Și vă faceți o colecție pe care o salvați undeva, după care veți compune textura finală, cam așa, după cum urmează să încercăm și noi să facem acum. O să începem cu o bază și o să selectez acum probabil Mongolia asta ca bază, care arată destul de bine văzută de sus. O micșorăm. Arată bine, are și puțină verdeață, are și zonă deșertică. Acum sunt mai multe moduri de a face lucrul ăsta, de a sticiui imagini. Și hai să introducem și o altă imagine, ceva cu apă. Let's check it, poate asta, da? Bun, care sunt soluțiile pe care le puteți aplica? Odată, e foarte important de reținut că nu veți folosi toată suprafața, ok? Deci din zona asta va rămâne un cerc, să zicem, da? Puteți chiar să vă faceți un cerc de la shape, deci mergem la shape, da? Hai să facem o cată. Mergem aici la shape, pe stânga, da? Selectăm elipsa, țin shift-ul apăsat și fac un cerc, după care apăs Ctrl-T și pur și simplu îl mut pe marginile documentului ca să fie exact de dimensiunea documentului. Asta ne va da un ghid, să zicem, da, vizual, un reper vizual pentru a înțelege ce zonă va fi transformată în planetă. Dau dublu click pe shape, pe layer-ul, adică în dreapta unde scrie shape 1, ca să intru în layer style, de unde scad fill opacity la 0, las un stroke, da, bifez stroke, inside, fac, îl fac roșu și modific ușor dimensiunea așa fel încât să fie vizibilă undeva la 15 pixel. Asta o să ne ajute să ne dăm seama în ce zonă trebuie să concentrăm detaliu. Ok? Bun. Momentan îi pun lacăt și o ascund, da, ascund cercul. I-am pus lacăt ca să nu pot să-l selectez din greșeală. Bun, n-avem nevoie să-l vedem constant. Ne-am dat seama cam pe unde vine. Bun. Și acum, odată ce am pus textura asta, începem să ștergem din ea zonele cu margini dure, în așa fel încât să o blenduim cât mai bine cu imaginea de dedesubt. De ce alegem metoda asta? Mai există o metodă să tot punem, să tot suprapunem texturi, da? După care să le blenduim cu Blend. Photoshop are o chestie foarte interesantă cu care puteți realiza și imagini panoramice. De altfel o să vedeți într-un tutorial cum puteți să realizați imagini panoramice cu Photoshop-ul foarte simplu.
În momentul în care introduceți suficient de multe texturi în imaginea voastră finală de planetă sau în textura finală de planetă, da, și vreți să le compuneți, puteți să mergeți la Edit și Auto Blend Layers. O să aveți aici opțiunea bifată în momentul în care selectați mai mult de un layer, cum ar fi cele două layerele noastre, Auto Blend Layers, dați un click, vă apare dialogul ăsta, da? Vreți panorama sau stack images și dacă vreți să existe seamless tones and colors, deci să facă o tranziție fără margini între tonuri și culori. Și în momentul în care dăm OK, el începe să lucreze și să vedeți cam ce rezultat o să genereze în baza texturilor noastre. Da? Deci am încercat să le amestece, se vede aici în zona asta, încercat să le amestece să obțină o chestie un tot unitar, nu ne place momentan. Am dat un Ctrl-Z. În momentul în care aveți mai multe imagini, în schimb, mai multe imagini fragmentate, mici, atunci puteți să folosiți blend-ul ăla cu rezultate mult mai bune. Noi o facem așa. Noi o facem de mână. Bun. Și avem acolo un mic lac. Așa. Avem mai jos niște laci mai mari. Sau lacuri, even. Ștergem un pic din ei. Și hai să introducem o altă imagine, poate să avem o mare, de ce nu? Like the Black Sea, Seaman. Da, și să vedem, punem și pe asta, ne mai dau un drag and drop, că n-am ținut shift-ul. Ok, Alzocla, punem aici undeva unde era nimic. Hai să vedem, să ne amintim de cercul ăsta, cum o să vină, să punem totuși în partea de sus a imaginii și să o rotim ever so slightly. Ok. Bun. De asta am zis că e util să vă orientați după cercul ăsta, să vedeți exact ce se întâmplă. Și acum pur și simplu o să ștergem din ea exact cum am făcut la cea dinainte. Selectez eraserul, da? E un brush destul de federuit, dacă nu uitați să menționez asta, și opacitatea o controlați de pe tastatură, de la tastele numerice, de sus, da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puteți să controlați opacitatea în timp ce lucrați, da, ca să fie mult mai simplu. Bun. Și ștergem zonele de care nu avem nevoie, mai ales albul ăsta nu dă extrem de bine, chiar dacă sunt nori și I understand nevoia de nori, o înțeleg. E interesant, așa frumos, romantic. Nu vrem să avem zone din astea unde se vede clar că am lipit două texturi. Cum am spus, în afara cercului nu ne interesează foarte mult. Ne interesează, dar nu sunt primordiale zonele alea. Deci putem să ne concentrăm pe zonele din interiorul cercului nostru. Ok. Și avem și marea. Bun, hai să mai introducem ceva. Eventual marea asta putem să dăm un Ctrl-U. Dacă dăm Ctrl-U, intrăm în Hue and Saturation și să îi modificăm lightness-ul, da, poate chiar și hue, să o închidem un pic să semene cu celelalte mări și saturația putem să o scădem. Ok, bun. Ctrl-U pentru Hue Saturation. Încercați să faceți genul ăsta de modificări ca să aduceți zonele texturate cam la aceeași tonalitate. Hai să introducem și niște munți norvegieni aici, undeva în partea de jos, poate. Le putem uni cu marea? Poate nu, dar nici nu trebuie să ne concentrăm prea mult pe asta. Numai că în zona de jos era prea mult deșert acolo deja. Poate niște munți n-ar strica. Bun. Și imaginile astea de la NASA pot fi folosite, deci ei nu au o politică foarte strictă în ce privește drepturile de autor. E clar că sunt imaginile lor. Deci e bine să menționați lucrul ăsta în momentul în care, să zicem, folosiți astea în ceva proiect comercial, dar dacă le folosiți pur și simplu pentru a vă realiza chiar imagini de portofoliu cu spațiu, planete, and such, și le amestecați suficient de mult între ele, atunci deja devin opera voastră, este adevărat, deoarece le-ați remixat suficient de mult, da? Și de altfel ei nu cred că vor fi extrem de supărați. Probabil, I don't know, că nu lucrez acolo. Ce bine de mine. Bun, și avem o zonă muntoasă, care are o logică. Acum am putea să mutăm și ceva mai jos, dar o lăsăm aici.
Hai să vedem ce mai putem amestica. Ce ați mai vrea să, să amestecăm în... Asta folosită, asta e marea noastră, da? Ce altceva, ce altceva? Nu, asta era Black Sea. Asta n-am folosit-o, cred. Folosit-o? N-am folosit-o. This is interesting. Mai facem un lac. Undeva, we love lakes. Sau seas. I seize you. Cease and desist. Bun. Și punem undeva în zona asta, să zicem. Poate chiar să avem niște zăpadă acolo sus, de ce nu? Bun, și avem lacul nostru. Lacul nostru, cuibușor de păstrăvi. Sau o altă piesă care ar merge în context. Nu că aia cu păstrăvi ar exista, dar încerc pur și simplu să distind atmosfera, să mai stați așa concentrați. Aveți cafea? Aveți. Bun. Awesome. Ce avem? Lac, 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 lac. Ok. Zona asta e prea deșertică din jurul acestui lac și o putem modifica. Vă mai arăt o metodă. Facem un layer nou, da? Apăs pe Create New Layer aici jos sau Ctrl-Shift-N și pur și simplu selectez un brush. Selectăm o culoare apropiată, un verde apropiat de acolo. Poate chiar ăsta. Așa. Mărim dimensiunea brush-ului și cu un 20% sau 30% pur și simplu intrăm în zona aia, în zonele apropiate de lac. Dăm click, 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 după care schimbăm blending modul pe color, da? Și obținem o înverzire a zonei respective sau chiar pe overlay. Și în cazul ăsta overlay-ul ajută mai mult să blenduiască lacul nostru în hartă. Bun, dar trebuie să îl închidem puțin ca să semene cu celelalte zone. Mă rog, poate el nu are aceeași adâncime. De data asta o să intrăm în Levels, da? Ați văzut de unde? Dacă n-ați văzut de unde, mai intrăm o dată. Image, Adjustments, Levels, da? Și pur și simplu închidem ușor, am zis ușor, trăgând de medii și de negru înspre dreapta. Bun, poate prea mult închis, ceva de genul ăsta. Ideea e să ajungă cât de cât în... să facă parte din același peisaj. Bun, și mai putem folosi chestia noastră cu verdele. Putem să lăsăm, să facem pe același layer și în zona asta de jos. Să blenduim mai bine textura noastră cu lac de restul zonelor de relief. Și pe oriunde mai vreți, în fond și la urmă, dacă planeta e plină de viață, ar trebui să simțim acest lucru. Bun. Awesome stuff. Să zicem că am terminat. Deci am mai putea să introducem, evident, din toate imaginile pe care le avem, tot felul de zone, de verdeață, de, nu știu, chiar și insule pot fi introduse dacă selectăm doar pământul din ele, cum ar veni, da? Sau puteam lua, de exemplu, o zonă cum e asta din Uruguay. Ok? Și să păstrăm doar, deci o punem așa mare de tot pe toată suprafața, după care ștergem sau facem o mască peste, hai să facem o mască, apăsăm jos pe Create Layer Mask și pur și simplu cu un brush, deci azi zonii s-au schimbat culorile în negru și alb automat și în momentul în care pictăm cu negru peste, ascundem zonele de care nu avem nevoie și le păstrăm pe celelalte, da? Deci în cazul nostru va trebui să ascundem destul de mult, ok? Și pur și simplu să lăsăm zonele de verdeață în locurile în care, în care avem nevoie de verdeață. Acum o să ascund aproape de tot, după care o să reintroduc, să vedeți cum, da? Deci am ascuns-o momentan aproape toată, ok? Și puteți vedea în Layer Mask exact ce s-a întâmplat, că e ascunsă toată. După care apăs X pentru a schimba culorile, da, trecem pe alb și apropiindu-ne, da, apăs B de la brush, selectăm 30% și pur și simplu reintroduc informație din, din textura respectivă în zonele unde ar trebui să existe verdeață sau unde credem că ar trebui să existe verdeață, da? Și poate se vede. Acum chiar ați văzut acolo unele texturi, mai ales de la NASA, au genul ăsta de
chestii pe ele, de puncte roșii, care sunt, mă rog, zone în care ei reperează, nu știu, incendii sau whatever the fuck they do, dar puteți selecta textura, deci nu masca, textura, mergem la clone stamp, facem clone stamp-ul mai mic, selectăm cu alt o zonă de unde vrem să copiem, după care dăm click și ascundem acele puncte. No problem. For Mr. Blair, no problem for Mr. Bush. Revenind pe mască, B și reintroducem niște ierburi. Da? Pe unde am vrea să fie acolo, nu, dăm ceva maroniu care nu ne place, dar unde vrem să fie ierburi, putem să reintroducem ierburi. Avem acolo niște nori care n-au foarte mult sens, dar nici nu ne încurcă prea tare, având în vedere dimensiunea la care o să lucrăm noi planeta. Ok, și din nou, poate ceva swamps and stuff, puteți să le și dați nume, da? Deci, it's really fun. Bun, și am putea să stăm mai mult, dar nu avem de ce. Deci așa puteți reintroduce detaliu. Ok, și acum, cu toată chestia asta selectată, deci le voi selecta pe toate, da? Selectez pe textura cea mai de sus, țin Shift apăsatul, selectez pe cea mai de jos, după care Ctrl E pentru Merge. Și avem o singură textură unitară, după care mergem la Crop, da? Selectăm unealta de crop, facem pe tot documentul, după care click dreapta, crop. Bun. Și asta ca să nu avem informații în afara marginilor documentului, informații de culoare. Și odată ce avem textura, deci avem textura în sfârșit finalizată, putem să mergem mai departe și să facem planeta. Deci săriți în următorul segment în care discutăm despre cum se face efectiv planeta. Linia dreaptă, globul sferic and so on. Just. Long live the creative monkeys!